Așa-s băieții umblă numai după fete, roșcate, blonde, șatene și brunete. Fetele cu păr albastru dislike this melodie. Ciao a tutti și bine v-am găsit la episodul cu numărul 86. Măta se f***te cu tănase. Nu am găsit altă rimă, îmi cer scuze, oricum ar fi, vă mulțumesc din suflet că sunteți aici și vă pup jos. Comentariul săptămânii vine de la omul meu Gabriel Mitru, care ne zice: facem oare 100 anul ăsta? De kilograme poate, haha, bine că ești tu slab și amuzant, Gabriel, f***u-s m***i. Știu că făceai o caterincă și te refereai la episoade, dar am încercat să fac și așa, ca o chestie, un moment umoristic din ăsta, dacă mă înțelegi. Îți mulțumesc din suflet că te refereai la episoade și dacă totuși te refereai la kilograme, să-mi bap. Astăzi discutăm despre o pereche de puma, dar știți ce mai seamănă cu o pumă? Un tigru. A zis cineva tiger? Nu a zis nimeni nimic. Știați că strigătul sau urletul unui tigru poate fi auzit de la o distanță de 3 km? Exact așa cum desfacerea acestei doze poate fi auzită de la mine de acasă prin YouTube până la voi acasă. Tiger. Perechea de Adidas de astăzi este preferata mea. Pentru că de ce? Rezultatele cântă cu noi. Deși nu pare... Pentru că ești gras! Mă, tai grasă! După cum ziceam, deși nu pare, mie îmi place foarte tare să merg să joc fotbal. E sportul meu preferat și în combinație cu obsesia asta sau boala asta sau pasiunea asta pe care o am pentru Adidas, vă dați seama că de-a lungul anilor am tot probat și avut diferite modele de ghete. Am avut ghete din astea Adidas clasice, roșu cu negru, după aia am trecut la mercuriare, roșu cu semnul auriu, purtam și creastă perioada aia. După care am avut ghetele astea de la Ronaldinho, albastru ăsta blu sau cum vreți voi să ziceți că eu sunt discromat, cu crampoane aurii, că n-am, v-am zis, purta în creastă. După aia o perioadă am ars-o numai pe mercuriale, le-am avut pe astea verde așa cu semnul ăsta albastru și în continuare purta în creastă, bă, băiatule. Ideea e că am avut. După cum bine știți de la emisiunea asta, eu sunt mare fan Nike. Nu, Nike, îmi cer scuze pentru toată lumea, haide să ne liniștim un pic. Însă pentru jucat, fotbal, Adidas și Puma mi se pare că au cele mai mișto modele. Adică sunt mai stabile dacă e să mă întrebați pe mine, dar hai să vedem întâi ce este de plăcut la această pereche. De parcă ar fi vreodată ceva de plăcut în țara românească. Dar noi astăzi aici vorbim despre variantele 3.0, mai exact așa, 1.3, 2.3, 3.3 și 4.3, exact asta pe care o avem noi astăzi aici pe masă. Varianta noastră de astăzi care este pentru jucat pe beton sau pe sintetic, adică mai puțin profesionist. Perechea noastră este singura din toată această tranșă de 4 perechi care n-are Fusion Fit Technology. Pentru că în general nu prea vezi meciuri oficiale cu tipul ăsta de crampoane. Nu vreau să fiu bulangiu, poate există meciuri oficiale pe un teren sintetic, însă focusul vânzării Adidas-ilor cu genul ăsta de crampoane e pentru băieții care merg să dea cu piciorul minge o dată pe săptămână. Genio! Partea de sus de la perechea asta este extraordinar de ușoară, m-aș arunca chiar să zic că este fragilă. Poate te arunci de tot! În schimb, materialul folosit pe lateralele acestei perechi este mai gros decât la perechile de Nike. Și vă zic din experiență proprie de mare fotbalist, vă zic sincer, am și un tricou cu Messi de când avea numărul 19, mare fotbalist, se simte altcumva în picioare, o altă stabilitate. La perechile mai profi pe exterior avem aici spinii ăștia mici care cică cumva te-ar ajuta să ai un control mai bun asupra mingii. Pot să bam mâna în foc atunci când s-au gândit la genul ăsta de tehnologie pe care s-o pună pe perechea asta de Adidas, a fost așa o discuție la limita regulamentului. Ce urmează, o pereche de Adidas care sunt super lipicioși pe exterior, ca să rămână mingea cu tine și tu doar să fugi aiurea? Păi da, asta Mourinho la revoluție, bă! Ăștia pe care avem noi azi, 4.3, sunt varianta mai cheală din tot pecul ăsta. Gândiți-vă că noi avem un fel de Dacia Logan fără aer condiționat, versus varianta de 1.3 care este un Sandero Stepway cinstit. La varianta oficială avem partea asta cu spini făcută 3D, iar în cazul în care vă întrebați se numește Creator Zone, că de aici pleacă dribblingurile, schemele, șuste per șuste, hei! Iar pe interior tot un 3D cinstit, însă aici nu avem țepi, ci un fel de gropițe. Mi se pare că partea asta e ca șoselele României, pline de gropi. Ideea e că pe partea din interior nu sunt țepi, că aici trebuie să controlezi mingea altcumva, trebuie să o ții mai aproape de picior, cu exteriorul ai dat talpa, ai dat-o mai departe. Nu uitați, când o mingi cu interiorul, trebuie să o ții mai aproape. Și aici băgă Drăcea Bogdan, comedian, filozof, șmecher, mafiot, băiat de băiat, știe tot orașul.
La ăștia ai noștri de astăzi, Logan-ul ăla fără aer condiționat despre care v-am vorbit mai devreme, dar bun, avem aceeași variantă și pe interior și pe exterior, nu sunt țepi nici gropițe, sunt așa ca niște pietre. Și realist vorbind, cât de mult poate să ajute toată treaba asta? Adică gândiți-vă că Ronaldinho s-a apucat de fotbal jucând de scult și tot a distrus o grămadă de fundași. Chiar credeți că țepii ăștia o să vă ajute? Poate ajută totuși, nu știu de ce m-am aruncat. Lăsând caranterinca la o parte, clar ajută toată tehnologia asta și tot o să mai apară o grămadă de lucruri, dracu știe ce mai fi până atunci. Dar în cazul în care vă căutați totuși niște ghete de fotbal, nu vă afundați prea mult în căutări din astea despre tehnologie sau vreau să fie culoarea aia, vreau să aibă călcâiul lipicios, țep pe exterior, vreau un dragon pe talpă, scaune de piele. Ce? Și pentru că tot mi-a zis că vă căutați ceva de încălțat, s-ar putea să am soluția pentru voi. Și acum vine de aici, dar n-o duc. O pun aici și aici vine, scuze. Reclam. Salut, numele meu este Cornel. Nu am un loc de muncă stabil, nu prea am școală, nici n-a găs gagicuțe și sunt încălțat foarte urât. Salut, Cornel! Eu sunt Flavius și te pot ajuta. Poți să-mi găsești de muncă voce din cer? Nu. Mă ajut să termin liceu? A-a. O gagicuță măcar? Nu, dar te pot ajuta să te încalzi mișto. Da, asta nu mi se pare atât de important. Ca să nu mai fii încălțat urât, intră pe grid-sport.ro. Unde? Vorbești prea repede. Ai zis că ți se par prea scump Adidas și aia? Efectiv, n-am zis nimic. Pune tot ce vrea inima ta, iar la final adaugă codul KD10 și bam, ai economisit 60 de milioane. Chiar? Dacă-ți cumperi de 600 de milioane, da. În fine, hai, încalță-te frumos și poate-ți găsești pe cineva sau măcar treci de bac. XOXO. Wow, mersi mult, Flavius! E mișto că pe net găsești tot felul de clipuri în care ți se explică diferențele dintre cele patru variante ale acestui model. Și apreciez foarte tare că sunt sinceri oamenii pentru că se vede clar de ce prima pereche costă cel mai mult. Mai ales că prima variantă are o tehnologie ceva de genul tracțiune multiplă, adică poți să o iei la goană în orice parte. Nu prea am înțeles eu aici chestia asta, dar știți ce altceva nu prea înțeleg? Ce e aia, domne, o junctură? Junctură, locul de unire a două formațiuni anatomice. În continuare nu înțeleg. Căutând influencer care joacă în ghete Puma, am găsit destul de mulți, bine, nu sunt chiar influencer, sunt fotbalist sau nu știu cum se numește exact, Antoine Griezmann, Luis Suarez, Pulisic, au purtat și Pele, au purtat și Maradona. Însă fața acestui model și principalul purtător este nimeni altul decât Neymar. Iar în cazul în care nu știți cine este Neymar, vă rog frumos să ieșiți de pe canalul ăsta. Ieși, ieși! Mi se pare un pic aiurea că toată lumea vorbește și vede competiția asta între Nike și Adidas, pe când Puma, în ceea ce privește modelele de fotbal, ar putea lejer să se bată cu cele două. Voi ce părere aveți? Dar înainte să mai ziceți ceva, ce părere ați avea dacă ar veni pe la noi cineva să ne zică două vorbe frumoase? O trecea, intras apa după patru festivaluri și tot îți put picioarele mai tare. Cam atâtica și cu episodul de astăzi, mulțumim la toți sponsorii, Haosatul încă nu e gata, dă Doamne săptămâna viitoare, te rog eu că nu mai am obosit rău de tot, ne vedem pe Twitch, eu o să plec în concediu, dar aveți episod, deci XOXO! Bine, bă, David Popovici. Mamă, ce gol a dat ăla, dă-te-n p***a.